Observați, un sunet este suflat și celălalt este aspirat. E. Seamănă foarte mult cu principiul acordeonului, așa e? Da, pentru că, practic, muzicuța face parte dintr-o... Și iarăși o să apelez la asta ca să nu divaghez de la subiect. Muzicuța face parte din gama de instrumente numite instrumente cu lamele libere, adică instrumentul care creează un sunet prin vibrația unei lamele care nu lovește suportul de care este atașată. Dacă nu greșesc, saxofonul este un instrument care obține sunetul printr-o vibrare unei lamele care lovește suportul de care este atașat. Este vorba de aceea ancie, nu? Da, așa. E. Aici, practic, vibrația se produce într-o, am spus, într-un canal. Și atunci nu se izbește de suportul pe care e montat. Și atunci apar aceste sunete. Așa. Muzicuța, trebuie să știți că a fost un instrument foarte îndrăgit de la început în blues. Și foarte mulți l-au înglobat în formațiile lor. Erau chiar interpreți care nu cântau la alte instrumente, cântau doar la muzicuță și voce. Poți să-mi spui câteva nume importante din... Da. Primii, în primitivismul bluesului, pe la începutul secolului al 20-lea, au apărut primii virtuozi ai muzicuții, care din păcate nu prea au înregistrat, de-abia până anii 1915-1917 au fost făcute primii cilindri de ceară pe care au reușit să fie imortalizați cât de cât, după care a apărut placa de gramofon și a apărut acea industrie a discului, industrie muzicală. Și existau foarte mulți, Palmer, McCabe, Freeman Stauer și alți muzicuțiști din ăștia, despre care, cu care nu s-au găsit decât una sau două piese, deși se pare că ei cântau, erau un fel de oameni orchestră, cântau polci, valsuri, mazurci, muzică ușoară, cum era pe vremea aceea, și cântau și primitivisme de blues. Muzicuța s-a dovedit că are capacitatea de a imita diverse zgomote din natură. Și atunci... Ia, simplifică-ne puțin. Prima piesă, primele piese erau acele numite train blues pieces și imitau sunetul trenului. O să încerc să vă exemplific o chestie de genul acesta. Observați, ăsta era un pattern. Trenul cu abur, da? Pe măsură, pentru că pe vremea nu existau trenuri electrice. Și sirena era imitată undeva aici. Sirena. Asta era sirena trenului cu abur. De aici au apărut o serie întreagă. Cam așa suna bluzul la început. Spune-mi, de ce ai mai multe muzicuțe? De ce nu-ți ajunge una? Sunt puse pe tonalități, pe game, pe, mă rog, și, de exemplu, după cum există piesă în la, în mi, în major, după aia există în minor, așa există și muzicuțele așa. Puse pe diverse game, tocmai pentru a permite o mai mare lejeritate și, normal, să poți să cânți în aceeași tonalitate. Noi prima piesă am cântat-o în mi și acum a doua o să cântăm în... Sol, cam. Așa-i? Și a doua piesă este? A doua piesă se numește Good Morning Little School Girl, în care un băiețel, așa mic ca voi, o roagă pe fetiță, adică prima oară îi spune bună dimineața și pe urmă o roagă să lase să o însoțească până acasă, dacă se poate. School boy.
go home with you. Love.